vorbit despre Părintele Iustin. Dumnezeu să mă ajute să te vorbesc ce știe este bine. Este foarte greu pentru mine să mă vorbesc cu Părintele Iustin. Din două pricini. Bărbat, pentru că Părintele este atât de mare și atât de deosebit încât e foarte ușor să greșesc. Deci, altă parte, pentru că eu văd pe toți care l-am cunoscut pe Părintele Iustin, fie mai departe, fie mai departe, fie mai mult, fie mai puțin, dar cât de cât măcar l-am cunoscut, suntem în moment, să zicem, într-o clipă de trecere. Se face trecerea de la relația cu un om de pe acest pământ la relația cu un om din cer. Se trece de la, să zicem așa, privilegiul de a cunoaște un sfânt în viață la taina legăturii cu un sfânt care este în viața cea de deasupra, cea de însărată, care este în cer. Este o schimbare pe care trebuie să o facem și care nu este ușor. Și cu atât mai mult este greu să o exprim în cuvinte. Un prim lucru pe care am vrut să îl spun pe mai multe ori de când Părintele a trecut dincolo este faptul că ar trebui să ne știm cu oamenii faptul că Părintele a mâncat. Este o idee destul de ciudată la prima vedere, însă, în fapt, este o idee fundamentală a creștinismului. Că atunci când un om al lui Dumnezeu moare, el, de fapt, a câștigat cea mai deplină biruință. Câtă vreme trăim, putem să cădem. Și istoria Bisericii este, din păcate, și cu durere spus, este plină de oameni extraordinari care spre sfârșitul vieții au învecat și au pierdut mântuirea. Oameni care în viața lor au fost niște pilde, care au fost niște lumini de cultură creștină, de învățătură, de duhovnicie, de nevoință și totuși a venit și clipa în care au învecat și nu și-au trecut. Este această imagine și comparare împotriva mândriei. Pentru că este foarte ușor ca cineva să se mândrească, să se uite, am făcut asta și asta și asta, dar pot acum să mă mândrinesc. Când în realitate nu este așa. Pentru că diavolul nu se odihnește și lupta lui împotriva omului continuă până în ultima clipă. Și această ultimă clipă, de fapt, nu este clipa morții pentru cei mai mulți dintre noi, ci este clipa judecății particulare, judecății pe care o avem de înfruntat înaintea de Dumnezeu, când diavolul inima o dată încearcă cu toată puterea lor să agarze sufletul și să-l ducă în iad. Deci, lupta diavolului împotriva omului nu se sfârșește cu moarte, ci continuă până după moarte. Și la fel și noi ar trebui să avem această înțelepciune, să ne pregătim lupta împotrivă, nu până în ceasul morții, ci mai departe, ca să putem să intrăm în Împărăția Cerurilor. Să nu ne se plângă având undeva acolo în închei de mine că s-au sfârșit lucrurile și să ne trezim că de fapt mai aveam de alergat un metru și n-am mai putut să mă duc. Părintele a izbutit. Părintele a izbutit și într-un fel extraordinar. El a făcut acest lucru despre care o să vorbesc acum, acest lucru care este una dintre cele mai puternice mărturii ale smereniei extraordinare de atunci a Părintele Sfântului Duh, anume a primit de la Dumnezeu darul de a purta o boală foarte grea, numită cancer. Și a purtat-o câțiva ani de zile, fără să știe nimeni dintre cei mai apropiați a ținut acest lucru ascuns până în clipa în care cancerul a devenit un luptător prea puternic împotriva trupului ca să mai poată fi ascuns și
Și atunci toți v-au fost în grijă, v-au delegat ca la tatăl știri câtă bună la și în grijă. Ceea ce înseamnă că de atâția ani de zile ducea durerile cancerului în sine, tot fără să se manifeste ca să începe. Este această boală numită cancer, este o boală care e instrumentă pe mulți. Și mulți se sperie și se îndepărtează numai când aud cuvântul cancer. Când totuși este foarte de folos să încercăm să fim alături de cei surprinzi, inclusiv alături de cei care au cancer, pentru că asta este o lecție foarte bună pentru noi, ne primitezi și la realitate. Numai așa să fim adevăr, noi trăim de obicei într-o realitate virtuală, foarte mult falsificată. Lucrurile de acest fel ne ajută să ne așezăm în realitate. Spun acest lucru pentru că s-ar putea ca nu toată lumea să înțeleagă cât de mari sunt durerile unui om care are cancer. Și aceste dureri care, dacă nu știe cineva, e bine să mă fără că sunt foarte mari. Părintele a dus ani de zi, fără să știe nimeni. O mucenicie adevărată. Vedeți atunci când citim despre Sfinții Mucenici care au împătimit în vremea romanilor la primul. Noi avem o viziune care ține tot de realitatea virtuală, adică o viziune falsificată. Noi îi vedem prin faptul că știm că sunt Sfinți. Îi vedem în culunase glorie, acolo unde ei erau pleava lumii. Erau disprețuiți. Să știți că atunci când Sfinții Mucenici erau torturați și omorâți în arenă, nimeni nu-i aplauza și aplauda și nimeni nu-i striga lor, bravo, vouă, ce grozavi suntem, prin mai pomeniților, grozavilor, eroilor, martirilor, nu. Se striga culidul, omoare și tot felul de lucruri de felul acesta. Erau părâți, de multe ori oamenii chiar îi stricau după ce comea, s-a întâmplat în timpul lui Nero, când au fost ucii și foarte mulți creștini pe stâți de oameni. Creștinii din învinuiți de fapt că ar fi dat poporului ceea ce de fapt nu au făcut. Dar mulți au fost atunci care, fie că l-au crezut pe Nero, fie că au preferat să se prefacă, că într-adevăr au fost comuniști de Pământului și s-au purtat foarte urât cu creștinii. Nu ne-am plăcut. Sfinții din închisorile comuniste, de asemenea, n-au avut parte de un public binevoitor. N-a fost cineva care să-i încurajeze, să bată din palme, să strige bravo vouă, să strige luptați, luptați, luptați și ucigați, sau altceva de felul acesta. Erau singuri, între zicuri, și era unul din lucrurile care îi se striga în față. Nimeni nu știe de voi. Vă jertfiți pământul vostru, nimeni nu știe de voi. Sunteți îngropați aici, îngropați o să vă vedeți, nimeni nu va ști de voi, degeaba suferiți. Această taină a suferinței, Părintele Iustin a dus-o. A dus-o. Și a dus-o, știți de ce? Pentru că a dorit foarte mult să ducă această cruce. Și Dumnezeu a ascultat și a dat. Și Părintele a purtat-o cu moartea. Și atunci, moartea Părintelui este cu adevărat o lumină. Și pot spune, pentru că de acum înainte, în trecerea aceasta de la ceea ce a fost Părintele Iustin cât a trăit pe Pământ, la ceea ce este Părintele Iustin acum când trăiește în cer. În trecerea aceasta se va vorbi foarte mult și tot mai mult despre minunile pe care le-a făcut și le face Părintele. Pentru mine, cea mai mare minune a Părintelui, pentru mine, pacea care a fost la înmormântarea Părintelui. Am văzut acolo 10.000 de români. Și românii au de obicei așa o înclinație de a se certa întâi, de a se desfica. După proverbele cu Domnul cine se ducă sac, sau câți români toți făpitani. Asta fiind un proverb de la români. N-a fost nicio ceară. Erau acolo 10.000 de oameni care stau la coadă întregi, într-o căldură foarte grea și care se ajutau unul pe celălalt, se înțelegeau unul pe celălalt. Mi-a dat aminte că la un moment dat, când ajunsese destul de în fața foarte de poarta mănăstirii, au intrat în rând niște persoane, câteva persoane care nu stătuseră la poartă. Pur și simplu au intrat, s-au băgat în față. Și toți care erau la poartă le-au făcut loc. Exista așa o convingere interioară din partea tuturor că dacă
calitate în față, înseamnă că nu poți să stai la coadă, e firesc. N-a fost nicio problemă, n-a fost nicio discuție, n-a fost nicio scandală. Și să în zilele noastre, dacă sunt trei la coadă la casierie și vine unul să facă în față, îi spune scrizele de medie. Acum nu a fost nicio problemă. Au fost 10.000 de români care au putut să se înțeleagă și să fie cu inima bună unul față de celălalt, fără dezînvârșiri, fără crize de plâns sau nu știu eu ceva, fără manifestările acestea negreșite pe care de obicei le avem. Le avem în trafic, le avem la servici, le avem la școală, le avem acasă. Din păcate sunt o boală pe care o putem aproape de ceva. Acum nu s-au manifestat așa ceva. A fost înțelegere. Și eu zic că asta este cea mai mare minune, să reușești să atingi inimile oamenilor în așa fel încât să se deschidă una către cealaltă și oamenii să se poată înțelege. Și ajungem în felul acesta de la bucuria aceasta a morții unui Sfânt, care înseamnă o cucerire a Împărăției Cerului, o demință, nu înseamnă ceva trist. Chiar dacă pentru cei care rămân sigur este durerea de plăcerea, inconvenientul de a nu mai avea la îndemnă pe Sfânt, așa cum l-au avut până la urmă. Totuși este o bucurie, este credința. Trecem și la o problemă care mie mi se pare foarte actuală și foarte mare. Și fac o paranteză. Este extraordinar de multă bucurie Părintele Iustin. Pentru că acest stâlp al Ortodoxiei este o lumină pentru toată teologia teoretică pe care, din înnorocire, noi am elucidat-o fără să o trăim. Eu lucrez doar la acest punct, dar mie mi se pare însă foarte mare, și anume primejdea idealului. Există o primejdea idealului foarte mare, cel puțin la noi la noi. Și unul din lucrurile greu de înțeles, greu de acceptat. Atunci când am început să mă spovedesc la timp la Părintele Adrian Fecețeanu, a fost faptul că nu mi-a dat voie să citesc din Cilopalie. Și eu n-am înțeles cum adică să nu citești din Cilopalie. Și Părintele mi-a spus, zice, Cilopaliile sunt manual alpinist. Tu încă nu ești în stare să ieși pe covor. La ce folosești și manualul alpinistului? Ca să te putrești, să te pezi în stare, să te urci pe munți și să-ți rup gâtul la prima scară pe care ai de casă de coborul. Și Părintele a vedetat. Nenorocirea este că foarte mulți din creștini noștri citesc filocalii și multe cărți înalte și foarte frumoase și cad în această capcană a idealului care se manifestă pe multe planuri. Unul din primele planuri care vine din dependența noastră de realitatea virtuală este confuzia între om și ego. Atunci când un om se uită la un film, un erou care luptă și eliberează și mai departe, niciodată el nu se identifică cu eroi mai mici care mor în luptă. Întotdeauna nu se identifică cu erou care merge până la capăt. Nu se identifică cu aceia care la un moment dat șoferi sau chiar cădează, sau cu cei care stau împotriva eroului, pentru că nu înțeleg. Nu. Întotdeauna omul se identifică cu eroul. Dar extrem de rar se gândește dacă ar fi în stare măcar 5 minute să ducă acea cruce pe care o am dus. Obișnuința aceasta noastră din filme și din alte forme ale realității viitoare ne duce într-o mare primejdie a idealului și în viața duhovnicească. Pentru că oamenii când citesc Filocalia, când citesc alte lucruri, se identifică cu mari sfinți. Este o primește cumplită, fiindcă Sfințenia este foarte departe de felul în care se înțelege citind dogmatica Părintele Dumitru Sfântului sau Filocalie sau alte cărți minimale, dar care sunt lipsite total de valori și care dăunătoare dacă nu sunt trăite. Teologia ortodoxă nu poate fi înțeleasă dacă nu o trăiește. Nu ne place să îngămărim cărți pe lafă.
fie că sunt rafturile bibliotecii personale, fie că sunt rafturile sufletului nostru. Problema este că aceste cărți sunt un mare balast dacă nu sunt vindecate. Altă primejdie mare a idealului este aceea că omul, ajungând într-un mod de mult rău subconștient, dar nu mai puțin primejdie și mai puțin puternic să se identifice cu idealul, ajunge la o judecată necurțătoare asupra celorlalți. Preotul cu tare este perfect, îl întruchipează el pe Sfântul Ioan Vodea o Vasilă cel Mare, Grigorie de Nazian și Grigorie Palamarul lor? Nu e bun. E rău. Ba chiar e rău. Creștinul cu tare este echivalent cu Sfântul Teodor Stigma, Sfântul Teodor Statila și Sfântul Teodor la mor? Nu se poate, nu e ortodox, adevărat. Există această primejdie literală de judeca pe ceilalți din perspectiva unor oameni nu-ndumnezeiți. Și totuși, tâlharul de pe cruce care a câștigat raiul, nu era chiar de Dumnezeu. Nu era chiar un mareș. Ba chiar până în dimineața aia, trebuie să se pun și să se întâmpla. Pe cruce, dar nu a avut timp să parcurgă toate etapele așezii, dar asta și prin așeza și mistica Părintele Sfântului și Sfântului. A avut el timp să parcurgă toți pașii aceia, să luăm starea Sfântului în stăvar. A urcat el toată de pe nici pe pare. Și totuși, este primul dintre oameni care aude astăzi de fi cu mine Bucurăția Cetă. Părintele Iisus nu a avut această istică de ea. Una din caracteristicile fundamentale de Sfințenie, care se regăsește total în Părintele Iisus, este dragostea față de fiecare. Și față de desfânatul care ar vrea să nu mai desfâneze, dar încă nu reușește. Și față de bețivul care ar vrea să nu mai bea, dar încă nu-i zbunește. Față de fumătorul care ar vrea să se lasă de fumat, dar încă nu-i zbunește. Față de păcătosul care se zbate ca peștele de usnat, încercând să stacă de pacul și de fapt, dar încă nu-i zbunește. Pentru toți aceștia, Hristos a mânut pe cruce. Și cu toți aceștia, Părintele Iisus i-a iubit ca pe frații lui Hristos pentru care acesta s-a jertfit. Orice om care a venit pe ușa Părintelui a fost primit cu foarte multă dragoste. A avut iubire pentru toți. Atunci când mulțimea lui Dumnezeu și n-avea cum să ai de grijă în cuvânt de fiecare dintre ieșa afară și încerca măcar să ne iubească pe toată lumea, ca să nu lase pe nimeni lipsit de o cât de mică mângâiere din cei care se osăniseră să vină și să facă tot mângâiere și o căpătare. N-a fost urmat Părintele Iisus de acest vis al diavolului. Un vis extrem de primejdios care transformă creștinismul în standard. Creștinismul este un standard. Creștinismul este iubirea de Dumnezeu. Este iubirea de Hristos. În iubirea noastră față de Hristos, putem să facem foarte multe greșeli. Putem să fim tot timpul trași înapoi de tot felul de patimi și tot felul de păcate. Putem să avem temeri. Și pentru că Părintele Iisus, pentru că este unul din Sfinții Pivanilor Comuniste, cred că este potrivit să aducem în față un alt sfânt al Pivanilor Comuniste, foarte iubit de Părintele Iisus și care foarte mult iubit prin Hristin, Părintele Gheorghe, Părintele Gheorghe Pagiu de Iteasă, care în Moșcălie a căzut. A căzut. Și cu mila și ajutorul lui Dumnezeu s-a ridicat. Și este rămas. Foarte rămas. În viața Părintele Iisus, nu găsim o cădere asemenea celui a Părintele Gheorghe Pagiu de Iteasă. Dar nu găsim nici o scădere în dragostea Părintele Iisus față de Părintele Gheorghe Pagiu de Iteasă. Iubirea dintre ei a fost sfântă și desăvârșită. Pe
pentru că toate păcatele și toate greșelile noastre, toate căderile noastre, pot fi ușor, foarte ușor, diluite de iubirea lui Dumnezeu, care este dincolo. Ascunde că este un spus de mare, este jignitor. Să spui că Dumnezeu este infinit, înseamnă să nu știu, e infinit, nu înseamnă nimic în față. Și la fel, și de asta, Dumnezeu depășește infinitul și depășește tot ceea ce putem noi în viața noastră. Sigur, trebuie să existe și niște pași de la noi către Dumnezeu. Și aici este taina lucrării Părintele Vestirii. Mulți ar vrea să facă lucrurile. Părintele Vestirii chiar a făcut. Deosebire este că Părintele Iustin nu a făcut nimic pentru că o voia să facă nimic. Părintele Iustin nu a făcut nimic pentru că oamenii aveau nevoie de un anumit ajutor. Și în discuțiile lui, în vorbirea lui cu Dumnezeu, Părintele Iustin a văzut că Dumnezeu poate, din rând, s-o putește potrivit să dea același lucru. Și s-a dat. Și oamenii care au vorbit, au ajuns să vadă, oameni care au scris, s-au invocat și au putut să urmă, și așa mai departe. Minuni care amintesc foarte bine și în totalitate de vremurile apostolice. Părintele Iustin le-a arătat. Sau mai bine zis, Dumnezeu l-a arătat prin Părintele Iustin, făcându-se în Scriptură. Că atunci când apostolii au plecat la Căsătorie, Dumnezeu lucra împreună cu ei și învăța cu Părintele prin minunile care urmau. Dar totul s-a petrecut firesc. Nu a existat din partea Părintelui nici cea mai mică umbră de dorință ca aceste minuni să fie văzute, să fie cunoscute și cumva să devină un argument pentru ceea ce mă interesea Părintelui. Este aici vorba despre o sinceritate a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni, care înseamnă de fapt taina aceasta a Sfinției. Vedeți, Părintele Iustin nu era hărbătorit. Nu putea să ridice sufletul, da? Nu era patronat de păr, nu era expert în tipul de vașin sau de agramă și mai departe. Putem să găsim nenumărate domenii în care Părintele Iustin Pârgu nu era perfect sau desfășit. Ceea ce nu mai putea cu niciun fel să fie sfânt și un foarte mare sfânt. Pentru că, încă o dată, cheia Sfinției nu este acumulare de performanță, cum din păcate de multe ori. Cheia Sfinției nu este un anumit tip de postire ca număr de zile de nemulcare, de poznere, ca număr de metane sau nu știu ce. De genul ăsta. Există din norocirea asta, această ispită cantitativă, în această ispită standard în Dumnezeu de Cesă. Deși în patrie vedem de pildă faptul că un om care mănâncă o pâine și rămâne flământ, postește mai mult înaintea lui Dumnezeu decât cel care a mâncat o felie de pâine și s-a săturat. Deci, nu e vorba de cantități. Este vorba despre altceva, este vorba despre o sinceritate a tot ceea ce face. O sinceritate a luptei de a trăi cu Cuvântul lui Dumnezeu. În această sinceritate a luptei de a trăi cu Cuvântul lui Dumnezeu, mă întorc. Putem face foarte, foarte, foarte multe greșeli. Putem chiar să se mușim pe Dumnezeu nu vrea. Și Dumnezeu m-a spus, dacă faci o greșeală, te mănâncă iar. A spus de câte ori Iisus, ridică-te și te mănâncă. A spus, pe cel care vine la mine, nu voi scoate afară. Ne-a încurajat. A încercat să ne dea o mânghie. A spus, îndrăzniți. În numele Tatălui, dar îndrăzniți, eu am venit. Nu se trece de către un creștin cu în viață, uzându-te pe buze de la capătul la ceva. Sunt momente de vedere, sunt momente de încercare, momente de șovăire, momente în care ajungem câteodată să greșim împotriva chiar a lucrurilor sfinte, împotriva lucrurilor bune din viața noastră. Și ne putem întoarce. Ne putem întoarce. Părintele Iustin a fost
oameni tine, aveți și Dumnezeu să Dumnezeu. Oameni care au făcut un rău și oameni care au făcut multe opături, au fost primiți cu foarte multe dragoste. I-a întărit, i-a ajutat și și Dumnezeu să ne dă în a fost pentru toți o lumină și o lumină. Ne-a arătat că trăirea aceasta credinței poate să fie foarte, foarte simplă. Și, de fapt, cu asumă, nu poate să fie decât simplă. Înălțimea teologiei Părintele Dumitru Stăniloan, înălțimea teologiei Sfântului Simeon Nou Teolog, înălțimea teologiei Sfântului Maxim Mântuitor, să știți că nu vin din niște studii teologice complexe pe care le-au făcut aceștia. Nu. Acelea au fost ceva cu totul marginal. Înălțimea teologiei lor vine din trăirea credinței. Din faptul că și-au asumat lucrurile simple, simple de credinților, de orice împărtășare a lui. Ce poate fi mai simplu decât acest lucru? Dar, de fapt, acest cuvânt este atât de profund și are atât de multă teologie, încât este foarte greu de primit. Foarte greu. Și de multe ori înșelăm. Încercăm să ne primim pe orice împărtășare a lui și ne trezim că l-am luat. Ne trezim că noi am luat drept împărtășarea lui ceva care era bun și invers. Am luat drept ceva bun, ceva ce era împărtășarea lui. Ce facem? Ne ridicăm și am luat. Este o luptă care se dă până la sfârșit. Și cine o dă până la sfârșit, chiar dacă nu a devenit perfect pe toate planurile, așa cum numai Dumnezeu este, a câștigat în Părinția Cerului. Este lecția pe care Părintele Iustin ne-a dat. În viața lui și acum în noapte. Pentru că l-am putut vedea trăind aici, lângă noi. În ochii noștri, pentru cine a avut un Dumnezeu. Și acum a trecut dincolo. Și vedem cum un om care a fost, din multe puncte de vedere, neînsemnat, vorbind social, în mult Dumnezeu, și a fost nici măcar primat. Ce să mai vorbim să ajungă cel prin nivel, prin parlament, să mai știu ce. Deci, nu care acum a trecut a fost neînsemnat. Lume și este într-adevăr o cunoaștere de slavă. A ajuns sus, sus și tot sus. Prin simpla trăire, și acest cuvânt simpla este opusă în bufet, prin simpla trăire a credinței ortodoxe, prin simpla trăire a credinței de Iisus. În viața cu toată zi. Credeți-mă că orice om care vrea să trăiască credința creștină, trebuie de la început să înțeleagă că va avea greutăți și necazuri. Credința creștină, cum spunea Părintele Nicolae Șerban, nu este pentru cei slabi. Nu este pentru cei slabi decât dacă omul înțelege că este slab și cere putere de la Dumnezeu, pentru că atunci o poate primi. Dar în următoarea altă de sfârșit, la cel care vrea să fie, să zic așa, creștin în mod comod, cel care vrea să fie creștin, fără să lupte, cel care își închipuie că dacă devine lui Hristos, va avea liniștea garantată. Va avea pace garantată și va putea să stea cu zâmbetul pe buze în viață și va trece peste orice în cazul, că numai în cazul că este al lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care asemenea iubiri ciudate și care pe urmă ajung să cadă foarte bine. Pentru că, în realitate, Hristos a spus că cei care vor să meargă pe drumul pe care mers eu, trebuie să meargă harul pe care l-am avut. Câți în Hristos au protestat? În Hristos va sunge. Hristos a spus, dacă m-au primit pe mine și pe voi, vor primi. Și privarea aceasta există. Există. Tot timpul, nu încetat. Vedeți că am avut un coleg de facultate care a fost un om extraordinar. Eu am fost 200 și ceva de colegi în facultate, erau unii așa mai capete pătrate, ca de exemplu eu, și erau unii care erau îmbunătățiți și care erau extraordinari. Ca cei, de exemplu, care a devenit Părintele Vistalion Anexa.
un părinte extraordinar pe care îl iubesc foarte mult și care a trecut prin niște încercări foarte grele într-o vreme. Pentru simplu fapt că și-a făcut datoria de credință. Pentru simplu fapt că faci datoria de credință. Pentru simplu fapt că orice reverendă în zilele noastre și cu voi să știți. Mi s-a întâmplat să merg la piață într-un loc în care mă cunoșteam mai puțin de lume și să mă trezesc înjurat sau scuipat pentru faptul că aveam un revedere la pe mine și unul era cu copilul de mână. Și nu sunt singur eu care trece prin așa ceva. Am cunoscut destui creștini care au fost prigoniți la locul de muncă sau chiar dați afară pentru simplu fapt că ținau post. Și faptul că ținau post îi deranja atât de tare pe cei care erau la servicii, pe unul e pe colegii lor, încât au ajuns unul la a-i dea afară la locul de muncă, pentru că ținau post. Deci există prigoană în foarte multe feluri, de la bătaia de joc pe care o are de îndurat în liceu, un băiat care este credincios, o fată care crede. Sunt niște realități. Și este o prigoană care adesea este de o virulență și chiar de o violență extremă. Există cazuri care se ajunge pur și simplu la bătaie și pentru un om. Cunosc asemenea cazuri. Este o latură a vieții noastre. Dar trebuie să fie. Și nu mai că trebuie să fie. Dar dacă noi suntem cu adevărat creștini, ar trebui să fim mulțumiți că există acest lucru. Pentru că avem prilejul să ne știm, să aruncăm din noi teamă, să aruncăm din noi tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu și să fim cu adevărat ai Lui, să ne curățăm sufletul, ca să fim cu adevărat ai Lui Hristos. Eu am înșelat acum niște încercări, niște necazuri, niște prigoane. Dar să nu uităm că dacă ne uităm atât a suferit Părintele Iustin, toate acestea, dintr-o dată, sunt foarte mici. Și înțelegem că nu avem de ce să ne sperăm. Dar oricât de mare ar fi încercările, Dumnezeu este alături de noi. Dar trebuie să facem un lucru. Pentru că atunci când omul cade în fața prigoanei, cade întotdeauna din cauza că s-a idealizat pe Dumnezeu și primește acea ideală de care am spus, este foarte bun. Atunci când omul se știe pe Dumnezeu și sta neputincios, păcătos, nu se va gândi că într-o prigoană, într-o încercare, rezistă prin puterea lui. Va cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va da. Atunci când își închipie pe putere și că stă bine, va cădea. Și vreau să închei cu un exemplu de la un părinte. Eram odată la un Sfânt Masu, unde erau mai mulți părinți și după ce s-a terminat slujba, discutând ei, stând un pic de vorbă, a ieșit discuția pentru că știau că unii dintre cei părinți de acolo știau că unul dintre ei face modificările Sfântul Vasile foarte mult. Locuia, mă rog, în apropiere de un spital de psihiatrie, erau mulți oameni cu copii sau cu rude, cu probleme foarte grave care veneau și îi solicitau mereu modificările Sfântului Vasile și el le făcea aproape zi de zi în anumite perioade. Și când au aflat lucrul acesta, s-au apucat cu nimic și spunea să nu vedea adevărat că faci des modificările Sfântului Vasile ceva. Mi-a spus, fac cum se cere, cum trebuie. Dar am înțeles că faci ca aici zi de zi. Păi, da, dacă e nevoie zi de zi, dacă sunt oameni depășiți, facem cât trebuie. Dar nu ți se frică? Sau nu, părintele, dar de ce se închide? Păi, făcând molite de Sfântul Vasile cel Mare, se numește diavolul împotriva ta. Păi, zice, dar ce? Eu lupt împotriva diavolului, Hristos luptă. Eu, când trebuie să fac molitele, îi spun, Doamne, Tu știi, eu nu pot să fac nimic. Tu mai pus pe ori, vină și luptă. Și Hristos vine. Și de adevăr Hristos vine. Și Părintele Iustin, la prima vedere, o luăm sfat la trupul. Am de dat foarte multe lucruri și foarte bine. Și întotdeauna aș fi să-L chemă pe Hristos. Și Hristos a fost întotdeauna cu Părintele.